ultimele 24 de ore la granița cu Bulgaria au efectuat formalități de frontieră prin PTF Giurgiu pe sensul de intrare în țară aproximativ 1200 de camioane, 2000 de autoturisme și 8200 de persoane, iar pe sensul de ieșire din țară aproximativ 1200 de camioane, 3100 de autoturisme și 13000 de persoane. Aglomerația din punctul de trecere a frontierei Giurgiu a influențat și timpii de așteptare pe partea autocamioanelor. Și dacă în data de 26 iulie se înregistrau timp de așteptare de 180 de minute, astăzi, 27 iulie, timpii de așteptare din PTF Giurgiu se ridicau la 240 de minute pe partea autocamioanelor. Traficul prin punctul de trecere a frontierei Giurgiu se desfășoară atât pe sensul de intrare în țară, cât și pe sensul de ieșire din țară, pe câte 4 artere de circulație la turisme și pe câte 5 artere de circulație la camioane. Media timpului de așteptare este mai ridicată la camioane pe sensul de ieșire din țară, iar la turisme aceasta este apropiată de valorile normale. Timpii ridicați de așteptare sunt determinați de numărul mare de mijloace de transport prezente pentru tranzitarea frontierei de stat. Pentru a ajuta la fluidizarea traficului, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu a luat toate măsurile ce puteau fi luate. La nivelul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au fost dispuse toate măsurile aflate în competență pentru reducerea timpilor de așteptare și asigurarea unui control operativ. Pentru fluidizarea traficului au fost suplimentate arterele de control și numărul polițiștilor de frontieră care își desfășoară activitatea la controlul documentelor. De asemenea, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu le recomandă celor care doresc să iasă din țară sau să intre în România să folosească toate punctele de frontieră existente, deschise în regim internațional, dar să și verifice timpii de așteptare prin aplicația Trafic Online de pe site-ul instituției www.policiadefrontiera.ro. Recomandăm pentru evitarea aglomerărilor tranzitarea tuturor punctelor de frontieră existente deschise în regim internațional. De asemenea, recomandăm consultarea aplicației Trafic Online disponibilă pe pagina de internet a instituției policiadefrontiera.ro, care prezintă o medie a timpilor de așteptare în punctele de trecere a frontierei.